Bine v-am regăsit! Azi veți auzi a 49-a întrebare din această serie, dar întâi să ne ocupăm de întrebarea de data trecută. La ultima noastră întâlnire din acest playlist, v-am prezentat un text cifrat și v-am invitat să îl descifrați. Vă amintesc despre ce a fost vorba. Azi vă propun să descifrați un text. Acesta. Pentru că e o sarcină dificilă, vă voi spune câteva lucruri care vă vor ajuta. În primul rând, literele au fost, după cum vedeți, înlocuite cu cifre. Și aceste cifre au unele dintre ele un punct deasupra lor, altele două puncte, altele nu au niciun punct. În al doilea rând, puteți observa că o singură literă n-a fost înlocuită cu cifre, litera Z, pe care o vedeți marcată cu roșu. Am lăsat această literă așa cum e și la locul ei în text, din două motive. Întâi, ca să vă ajut. O literă care nu e cifrată poate să ajute mult la descifrarea unui text. Celălalt motiv ține de modul în care am făcut cifrarea și nu vi-l pot spune pentru că v-aș ajuta prea mult. Dar tocmai această informație, și anume faptul că v-ar ajuta mult să știți de ce Z a rămas necifrat, vă poate de asemenea ajuta. Și în al treilea rând și poate cel mai important lucru, cu toate că multora azi nu le mai place să folosească diacritice, în limba română există în continuare sunetele Ă, Î, Ț, Ș și există și litere pentru aceste sunete. Pe scurt, întrebarea de azi este următoarea. Ce scrie aici? O metodă de descifrare ar putea fi următoarea. Dacă ne uităm cu atenție la textul cifrat, observăm că el conține de 3 ori setul de 10 cifre. Într-un set, cifrele sunt scrise așa cum le scriem de obicei, în altul cu punct deasupra și în al treilea cu două puncte deasupra. Avem deci în total 30 de semne care înlocuiesc literele. Dar alfabetul limbii române are 31 de litere, ceea ce înseamnă că una dintre ele trebuie să rămână necifrată. Și noi știm deja, din textul cifrat, că acea literă este Z. Și mai știm, din alfabet, că Z este ultima literă din alfabet. De aici rezultă că cele 30 de litere au fost înlocuite cu câte o cifră și, pentru început, putem presupune că acest lucru s-a făcut în cazul literelor în ordinea din alfabet, iar în cazul cifrelor în ordinea lor crescătoare sau descrescătoare. Ar trebui să avem atunci 3 grupe de câte 10 litere, așa cum vedeți aici. Așa cum am spus, putem spera pentru început că cifrele care înlocuiesc literele sunt luate în ordine, dar trebuie să încercăm câteva variante. Dacă primul set de cifre este cel care nu are puncte deasupra, atunci în cazul cel mai simplu, litera A este înlocuită fie cu 0, fie cu 1. Pentru că ordinea cifrelor poate să fie 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 9 sau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și 0. Dacă încercăm cifrarea considerând că litera A a fost înlocuită cu 1, observăm că textul nu are înțeles. Dar dacă încercăm să înlocuim litera A cu 0, observăm că primul cuvânt are deja înțeles, este cuvântul dacă. Și asta înseamnă că avem următorul set de corespondență între litere și cifre. Nu ne rămâne decât să continuăm descifrarea și găsim următorul text. Dacă ai reușit să descifrezi, scrie la comentarii a doua literă din prenumele tău, de atâtea ori câte litere are numele tău. N-am pus virgulă, nici punct, ca să nu complic lucrurile inutil. Sigur, prin această metodă ar fi fost un pic mai greu dacă primul set de cifre era cel cu punct sau cel cu două puncte.
atunci am fi avut nevoie de mai multe încercări. Ar fi fost însă mult mai greu dacă cifrele n-ar fi fost luate în ordine, ci absolut întâmplător. În această situație ar fi trebuit să ne bazăm pe alte lucruri, de pildă pe frecvența cu care apar anumite litere în limba română sau pe cuvintele scurte din două sau trei litere, încercând să ghicim care sunt aceste cuvinte în textul nostru și, de asemenea, să găsim care este cuvântul în care apare litera Z. E mai ușor să găsim un cuvânt din care știm o literă și știm și locul în care se găsește ea în cuvânt, decât dacă nu știm niciuna. Însă toate aceste metode ar fi cerut mai multă muncă. De fapt, știu că cel puțin unul dintre rezolvitori, domnul Dumitru Antonie, a folosit o altă metodă pentru a descifra textul și anume a identificat întâi cuvântul în care apare litera Z. Și trebuie să recunosc că raționamentul folosit a fost foarte ingenios, pentru că a plecat de la ideea că probabil textul cifrat conține un cuvânt derivat de la verbul a descifra. E adevărat, în acest verb nu apare litera Z, dar dacă îl conjugăm, găsim trei cuvinte în care apare: descifrez, descifrezi și descifrează. Și dintre aceste trei cuvinte, doar unul, și anume cuvântul descifrezi, se potrivește în locul cuvântului cifrat care conține litera Z din textul nostru. Și odată identificat acest cuvânt, mai departe, munca este mult ușurată, munca de descifrare, pentru că prin identificarea acestui cuvânt, un cuvânt destul de lung, aflăm cum sunt cifrate multe litere. Este vorba despre literele D, E, S, C, I, F și R. Și înlocuirea cifrelor corespunzătoare cu litere în restul textului ușurează foarte mult munca de descifrare a textului în totalitatea lui. Îl felicit pe domnul Dumitru Antonie și în egală măsură și pe ceilalți care au reușit descifrarea. Este vorba despre Doina Mustățea și Daniela Carmen Băduță și mi-ar plăcea dacă mi-ar scrie și ele un e-mail pentru a-mi spune ce metodă au folosit pentru a reuși descifrarea. Vă mulțumesc tuturor celor care ați încercat să descifrați textul și chiar dacă n-ați reușit, să nu credeți că ați muncit degeaba, pentru că orice exercițiu de gândire ne face creierul mai puternic, ne face să gândim mai bine. Și acesta este scopul acestei serii de întrebări. Să vedem acum întrebarea de azi. Sunt sigur că ați auzit întrebări legate de măsurarea timpului folosind clepsidre. Există foarte multe probleme din această categorie. Azi vă propun două astfel de întrebări. Presupuneți că aveți două clepsidre cu nisip. Fac această precizare doar pentru că există și clepsidre cu apă și mai sunt și alte tipuri. Una dintre ele măsoară 7 minute, cealaltă 11 minute. Și prima întrebare este, cum putem măsura folosind aceste două clepsidre 5 minute, 10 minute și 15 minute? Pentru a doua întrebare trebuie să definesc câteva noțiuni. De cele mai multe ori, când facem măsurători ale timpului folosind două clepsidre, trebuie să treacă întâi un timp, să-i spunem timp pregătitor, în care folosim clepsidrele întorcând-o când pe una, când pe cealaltă, când pe amândouă, până când ajungem la momentul din care putem măsura durata pe care ne-am propus să o măsurăm. Există, deci, așa cum puteți vedea în această reprezentare prin segmente, un timp pregătitor, un timp de măsurat și un timp total. Și a doua întrebare este următoarea. Pentru care dintre duratele propuse spre măsurare în prima întrebare, adică 5 minute, 10 minute, 15 minute, timpul pregătitor poate fi cel mai scurt? Și spun poate fi, pentru că de obicei există mai multe variante, combinații de mișcări ale clepsidrelor care
să ne permită să măsurăm o anumită durată. Una dintre aceste variante are timpul pregătitor cel mai scurt, adică este varianta optimă din acest punct de vedere. Și acum pot reformula a doua întrebare, dar pentru că suntem la sfârșit, vi le amintesc pe amândouă. Prima întrebare, cum putem măsura, folosind cele două clepsidre, 5 minute, 10 minute, 15 minute? Și a doua întrebare, pentru care dintre aceste trei durate, timpul pregătitor este, în varianta optimă, cel mai scurt? Vă doresc, ca de obicei, succes! Vă mulțumesc pentru atenție! La revedere!